31 ianuarie. S-a lăsat seara, a apărut aurora și pentru că am avut oroarea de a zbura pe traseul Londra-București și retur, fac o intervenție. În primul rând, bună seara, scumpilor! Pentru cei care nu v-ați dat seama din live-urile și shorturile de pe YouTube sau pentru cei care nu ne urmăriți pe Instagram să vă dați seama din postări, noi am fost plecați 10 zile. 4 zile în Istanbul, unde ne simțim ca acasă, 4 zile în România, unde ne simțim aproape ca 4 cu 4, 8, în total am stat 10 zile, ba am pierdut 2 zile pe undeva. Nu știu pe unde, dar o să facem un vlog explicativ cât de curând. După cum spuneam, pentru că am avut oroarea de a zbura pe ruta București-Londra, țin să fac o mică precizare. Pentru cei care nu sunteți de acord cu felul în care suntem tratați în Europa și până alte, și în țări din, de pe alte continente, dar haideți să vorbim acum despre Europa, pentru că eu sunt tumefiat, vă invit cu căldură să vă luați un bilet de avion pe ruta abia menționat. Dacă vreți să vă recomand o companie aeriană, vă recomand cu drag Ryanair-ul. O companie de căcat, dar cu care îți faci treaba. Mâncava și talentul vostru, cât cocalarism, incultură, câți analfabeți funcționali, cât jegoși și la propriu și la figurat am văzut eu în acest avion și pe aeroportul din Londra, unul dintre cele trei aeroporturi, nu mai știu care dintre ele, că nu i-am reținut numele, sincer să vă spun. Bă, vă îngroziți, mă! Ideea este că noi ne merităm soarta. La fel cum ne merităm soarta sau încă un punct ajutător în faptul că ne merităm soarta este comportamentul angajaților de pe aeroportul otopeni, angajații români, care te tratează cu o scârbă și cu o silă de neimaginat și care sunt imaginea noastră în fața străinilor care ne vizitează scumpa și frumoasa noastră țară. Dacă vreți să continuăm vis-a-vis de acest comportament infect pe care îl avem noi românii, și spun noi românii pentru că, din păcate, marea majoritate așa sunt. Degeaba suntem câțiva care ne comportăm frumos, care vorbim frumos, care mai știu eu ce facem, pentru că majoritatea suntem niște lepre. O să vă dau un exemplu de acum, de când am fost în Istanbul și ne-am vizitat prietenii care au un magazin de aur. Deci câtă răbdare și de câtă toleranță poate să dea dovadă oamenii aia este inimaginabil pentru mine. Eu, dacă eu dețineam acel magazin, 95% din românii care le trec pragul erau dați afară în șuturi, scuipați și înjurați 45 de minute fără repetiție. Bă, ne merităm soarta, asta este ideea. Ne merităm soarta să fim văzuți cum suntem văzuți de Germania, de Italia, de Spania, de Franța. Merităm să nu fim acceptați în Schengen de către austrieci și exemplele pot continua. Toate națiile de pe pământul ăsta au gunoaiele lor, ca să zic așa. Bă, dar noi excelăm, mă. Noi suntem majoritari și nu vrem să ne schimbăm. Am fost lepre în istorie, am fost lepre la Revoluție, am fost lepre după Revoluție, suntem lepre acum când acceptăm să fim conduși de un președinte invizibil, de un parlament muist. Nu mai mi-e cuvintele, dar eu trebuie să-mi scot dracii din mine pentru că am dragi de scos. Știți cum este treaba asta? Este la fel ca și cu preoții, vis-a-vis de discuția pe care am avut-o cu Ștefan când ne-a vizitat aici de Revelion. Majoritatea preoților sunt muiști și la propriu și la figurat. Și degeaba ăia care mai sunt ok încearcă să schimbe ceva pentru că nu se mai poate schimba. Nu ai cum să faci față majorității. Good night, human. Și da, din păcate ne merităm soartă. Din păcate ne merităm imaginea pe care o avem în Europa și eu acum, eu de obicei mă iau în gură cu străinii care sunt aroganți vis-a-vis de nația noastră. Bă, nu mai pot să mă iau în gură, mă. Nu cred că mai pot să mă iau în gură, că nu am motive. Oamenii au dreptate, mâncava și gura voastră. Și vă rog din suflet, luați-vă un bilet de avion pe ruta asta, nu este scump, dacă luați din timp este chiar ieftin, vizitați și Londra cu ocazia asta și să vă faceți o mică idee despre ce fel de români pleacă din România. Ăia majoritari, repet, majoritari, lepre, mâncava și gura voastră. Și ca să revenim la să schimbăm cu o notă mai bună, în viitorul apropiat o să facem un vlog explicativ despre ultimile 10 zile. Ce s-a întâmplat în ultimile 10 zile din viața noastră?
Hai, v-am pupat balaurilor ca să nu vă plictisesc și să nu încep să înjur că am la înjurături la gură pentru noi românii, de nu vă imaginați.